Și ghetenca de-a noastră, care a reușit să câștige, ceea ce este mare lucru, zic eu, să câștige un Miss Europa, Miss Queen Europe, se numește, la Viena. Din câte am înțeles, a concurat împreună cu 30 de manichine, fete frumoase din întreaga Europa. Asta e o dată, pe urmă avem ocazia să o ascultăm și pe Denisa, care e o româncă care locuiește la Viena, o să ne cânte. Și ea este câștigătoarea nu știu câte concursuri, nu vine mai înșir, probabil că o să ne spună dânsa. Tatăl ei, care de când s-a mutat în Viena, organizează evenimente pentru noi, ca să ne facă celebri peste hotare. Și-a înlesnit foarte multe participări la festivalurile, expoziții, cine citește presa pe televiziune a fost. Și mai avem alt eveniment, e parada de mode, parada de mode, pentru că o să vedem îmbrăcăminte excepțională, zic eu, și știți mulți de aici că mă pricep, creată de o sigheteană de-a noastră, de fapt este din Remeț, este soția pictorului, aici undeva în sală, acolo stă cu gulaș lângă ușa, pe mine, a cărui lucrări le vedeți pe perete, ceea ce este o surpriză plăcută, noi fiind obișnuiți cu lucrările cu penelație groasă și cu uleiuri sau acorele sau grafică, ceea ce vedem aici, realizate într-o manieră realist fotografică, cu așa numitele acrilice, sunt niște substanțe sintetice și greu și ușor de lucrat cu ele. Chiar dacă par fotografice, nu sunt fotografii, dumnealui, îl cheamă Cyril Vasiliev, este un plastician rus de origine, născut la Biarritz acum mulți ani, nu spun cât, sau nu rețin cât, a locuit prin Chile și s-a plimbat prin întreaga lume și ceea ce l-a prins, mă rog, el a început ca și pictor surrealist. Și plimbările lui și originea probabil rusească i-au oferit dorința asta de spațiu și atunci a trecut la o pictură realistă fotografică imediat, fetelor, și este ceea ce vedeți. De fapt, ce l-a prins pe el este spațiu și lumina. Eu picturile astea nu văd neapărat peisaje, ci spațiu și lumina și probabil cu altă ocazie o să-i vedem și lucrările făcute aici în Maramureș, recunoscibile peisajele maramureșene, în maniera lui. Așa, ce mi-a mai rămas, fetele nu mai au răbdare, ne trebuie muzică și hai să vedem moda.